Așa se numește sectorul ăsta unde rezervația naturală Fetești are o pleșcătură care se vede și din satelit și unde stăiați o grămadă de copaci seculari. Ce fel de rezervație naturală e asta dacă stai în draci? Acolo ar trebui să nu mai intervine deloc omul. În schimb, văd că au plantat stejari noi, sau cresc ei, de la mama lor. Trebuie să aibă vreo 4-5 ani, stejari ăștia. Inspecția civică, care nu-i coruptă și impotentă ca cei forestieră și ecologică. Iată o pleșcătură în mijlocul rezervației naturale. Ce înseamnă asta? Sper că pădurarul o să dea explicații plauzibile despre poiana asta.